Consiliul Județean Mehedinți, prin autoritatea teritorială de ordine publică, a achiziționat mijloace de supraveghere și intervenție pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți, dar și pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta. În baza regulamentului de funcționare, împreună cu membrii autorității teritoriale de ordine publică, au fost identificate necesitățile polițiștilor și pompierilor mehedințeni în ceea ce privește logistica și în limita fondurilor alocate de la bugetul Consiliului Județean Mehedinți. S-au achiziționat materiale în valoare de aproximativ 140.000 de lei. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Pentru Inspectoratul Județean de Poliție au fost achiziționate 25 kituri complete de supraveghere video a posturilor de poliție din mediul rural, dar și alte materiale electronice ce vor fi utilizate în cadrul inspectoratului. În ceea ce privește Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta, au fost achiziționați 37 de rucsaci pentru stingerea incendiilor, 4 bazine de apă cu o capacitate de 1000 de litri fiecare, dar și 5 pistoale de refulare. Am speranța că aceste echipamente vor veni în sprijinul activității celor două instituții atât de importante pentru siguranța cetățenilor județului Mehedinți. Președintele Consiliului Județean speră să ne confruntăm cu cât mai puține intervenții în caz de incendii, dar și în situațiile în care vom avea nevoie aceștia să aibă mijloace moderne și utile cu care să-și desfășoare activitatea pentru ca pagubele să fie cât mai mici.